Cum se numește exercițiul care s-a desfășurat aici? În primul rând a fost o experiență bună, cred, pentru soldații noștri. Și nu cred că experiența a încurcat pe cineva vreodată. Dar cum se numește exercițiul, vă întrebam? Și în ce perioadă s-a desfășurat? Dacă ați fost invitat, probabil că știți. Și dacă sunteți membru comisiei de securitate, asta trebuie să știți. Mulțumesc, zi bună. Deci nu știți cum se numește? Știu. Și cum se numește exercițiul? Credeți dacă nu te place, nu știu? Da, eu cred că tu nu știi. Pentru că dacă tu ai fi știut, tu n-ai fost mut în fața la atâția oameni. Înțelegi? Și mie personal, mie este globaco. Dacă tu știi sau nu cum se numește un exercițiu militar la care tu numai și ai fost. Pe mine altă bubă mă deranjează. Minșuna. Tu faci un căcățel, îl acoperi cu colț covorului și zici că asta nu tu. Tu figurezi într-un dosar penal, spui că nu ești vinovat, judecătorul te crede. Lumea te întreabă cum se numește, domn deputat, exercițiul militar la care numai și-ați fost. Afară este soare, flutura și zboară este timp frumos. What the fuck? Dacă nu știi un lucru, spune că nu știi, punct. Eu înțeleg că noi am trecut printr-un sistem educațional răpănos în care nouă de mici copii ni s-au spus că este interzis să spunem că noi nu știm sau nu înțelegem. Dar lumea reală, matură, taman așa și funcționează. Zda hrena lucruri în jurul nostru pe care noi nu le înțelegem, nu le pricepem. Tu, Constantin, știi cum zboară un avion? Știi cum funcționează un aparat de Xerox? Nici eu, dar dacă vreau să știu, o să intru pe Wikipedia și o să aflu. Dacă se mai apropie vreun jurnalist de ăsta mai arțăgos de tine, știe la întrebări, zi băi omule că nu știi, ți-o scăpa denumirea, ai fost ocupat. Будь попроще, люди к тебе потянутся. Constantin, dacă nu greșesc, noi suntem născuți în același an, 1987. Eu înțeleg că pe lângă tine, deputat în Parlament, om cu studii superioare, sportiv de performanță, eu nu prea pot să mă dau tare. Nu am cu ce. Cu atât mai mult eu nu pot să-mi permit să-ți dau sfaturi, dar cel puțin eu pot să-ți recomand ceva. Eu îți recomand din când în când să gândești și cu propriul tău cap. Nu cu capul consilierilor, nu cu cel al colegilor de partid, nu cu capul domnului filantrop super mare familist pasionat de mobilă scumpă și padrujelii de la Drive care net ar putea deveni prezentatoare de meteo. Înțelegi? Îți mulțumesc, Constantin, pentru atenție, îți doresc mult noroc și ne vedem la vară. Pupicei!